Am perceput corect. Și mi-am dat seama că asta este o educație în sine. Societatea ne învață cum să cunoaștem cât mai mult. Eventual să fim într-o competiție permanentă, care este tot o formă de luptă. Mai puțin într-o formă de cooperare. Poate că prin pacea minții și prin un sistem care să ne învețe cum să dobândim această pace a minții, dincolo de competiție și de tot ce înseamnă lupta de zi cu zi, inclusiv lupta cu cunoașterea, transformarea ar veni firesc. Dar asta înseamnă o școală în sine. Sau o schimbare în școala care se face... Cred că sunt acumulări care la un moment dat fac strângerea și te trezești ca și Jonathan Livingston. Este alt nivel de nori, altă înțelegere, alte date ale problemei și pacea de fapt înseamnă, după ce părinții ne-au învățat să vorbim, să învățăm să tăcem. Sau liniștea care vorbește. Putem tăcea despre tot. Da. Atractorii care sunt în jurul nostru și ne agită să reacționăm, să vedem, să... La un moment dat poți să te oprești și asta este marele nostru avantaj între agitația vestului, civilizație vestice și reflectivitatea și reflexivitatea Orientului este o dovadă, cum a făcut și Aristotel, că au putut să vadă atomul gândind, nu alergând. Absolut. Nu trebuia să alergi. La ora actuală, după părerea mea, trăim o echivalență a renașterii. S-a adunat atâta cunoaștere, încât în unele locuri sunt oameni care adună tot și vor naște o altă abordare. Este extraordinar de important și de aceea ar fi, zic eu, o șansă ca să mutăm câteodată, și asta este avantajul acelei insule pe care o avem noi pe Atlantic Rund, în care un mers de-a lungul unei ceruri, în insula are 500 de metri circumferință, deci 500 de metri facem ture dimineața până seara, dar noi te parcurgem, eu, de exemplu, de la masă unde într-un loc până la cortul meu, care sunt vreo 200 de metri, poți să-i faci și 6 ore. Ne tot întâlnim și mai discutăm și mai punem întrebări, pentru că forma asta nu rezolvă problema. Pentru că în fiecare are, exact cum zicea Radu, fiecare are o istorie personală. Dar încercăm să ne înțelegem o realitate care ar fi cumva transcendent comună, cu o esență comună, dar totuși realitate personală. Aura semantică a cuvintelor pe care le folosim au și o conotație emoțională. Sunt unii care aud, mergem într-o lume teologică și folosesc cuvântul, cum să spun, darwinism, și să vedeți reacția. Și pe a merge într-o lume academică și spun de, știu eu, creaționism, să vedeți care reacție. Vă dau așa un exemplu. Vă dăm exemplu practic, trăit și face niște teste. Cuvintele nu au nicio legătură, cuvintele au o rolă semantică. Noi le-am asociat eventual din istoria noastră o conotație emoțională bună sau rea. Vă dăm exemplu cuvântul ocult. Am încercat să transmit la un moment dat colegilor mei cât de importantă este să decodificăm din metaforica pe care Steiner o spune în multe cărți, de care una esențială, cum este misiunea sufletelor popoarelor, și dacă am înțelege cartea, nu ne-am mai certat care este cea mai bun model de economie sau de viață. Fiecare organ din Gaia, fiecare națiune are valoarea lui, importanța lui, nu trebuie să ne copiem unul altuia, sau să copiem un singur model, că e ca la cancer atunci. Și echivalentul cărții fundamentale care trebuia să plece în discuție era ceea ce se numea științele oculte, bazele științelor oculte, care erau de fapt etalonarea, exercițiile mentale, de autocontrol, de autorespirație, mai departe, ca să poți să-ți etalonezi corpul, ca să poți să intri în interacțiune și gândirea să înceapă să-și facă funcția de a analiza, căci lucrăm totuși în realitatea fizică, acele realități atemporal-spațiale și se numește știință ocultă. Și am văzut o reacție invisibilă, emoțională, foarte puternică. Am zis problema de ce? Am zis dicționar să văd ce spune cuvântul ocult. Și cuvântul ocult are mai multe cuvinte care definesc aura semantică a cuvântului ocult și le dau mai patru din ele importante care sugerează ce vreau să spun. Pe două sunt legate de misterios și tainic,
sau ascuns și pitit. Păi sunt două clase complet diferite. Ascuns și pitit înseamnă deja o intenționalitate umană care ocultează ceva și dai peste conspirație. Și dacă tu vii într-o idee de conspirație, când auzi cuvântul ocult, ai sărit la peregata celuilalt. Dacă, cum zicea Steiner, natura aia e misterioasă și tainică, te îmbie să o dezvolți, ea nu te ocultează de-al dracului. Ea îți dă incapacitatea de a intra într-o lume infraroșu sau ultraviolet, sau să vezi spectrul întreg, pentru că trebuie să ridici în timp la nivelul respectiv. Am făcut un neurocortex, acum se face o materie nisică, cum zice Makovski. Nețarele ni se mai pune pe creierul ăsta că ceva. Sau dendride. Mă rog. Nu mai intrăm în amănunte, deci pur și simplu ai avut un upgrade. Adică de la Pentium 3 la Pentium 4. Și dacă nu ești Pentium 4, nu poți decodifica și zici că la mama Omida, că vine, știu eu, Duhul, dar se pune în capăt și alt nume. Și cele două merg împreună, într-o permanentă, că n-a mai rămas în tihna noastră din comuna primitivă. Unde cred că eram foarte bine legați umbilical de universul ăla profund. Dar s-a tăiat legătura ca să devenim prin autoasumare și liber arbitru de calitate respectivă, care trebuie să o dedobândim. Și atunci am mergem la rugăciunea inimii care spune să coboare rațiunea în inimă, pe dacă trebuie să o formăm, să coboare ceva. Dar noi nu vrem, ci vrem direct să fim în inimă și atunci dintr-o dată permite amândoi un dezechilibru. Și cele două trebuie cu sute deodată, părere personală. Nu dau sfaturile. Ai zis cuvântul cel mare asumare. Cred că având grijă, apropo de pace interioară, având grijă ca avem un ritm fundamental care este soarele, o porcă. Biologic ne potrivim perfect ca să poți să urci în fiecare zi mai sus sau să nu cazi de un de platou pe care te tărăști, sapi sau zbori. Trebuie în fiecare zi să îți descarci masa de joc și să o reîncarci, să-ți aranjezi piesele pe masă. Să te reculegi, să-ți delimitezi fizic corpul, că te sper în toată suprafața, că îți faci automasajul, este suficient să te rescrii energetic, mental și de liniște interioară, ca să poți scăpa de epavele care le purtăm în spate de ziua trecută, de zilele trecute și la care trebuie un mic ingredient, iertare. Și cred că le înțelege mai ușor, pentru că cumva simțim că competiția, apropo de copilul acela care vă spuneam că ne-a dat sintagma noastră fundamentală la centru, de la sau la și. Nu sau tu sau eu, și eu și tu. Deci e saltul de la sau la și fundamental. Apropo de competiție și colaborare. Dar să știți că nu, un Einstein, de exemplu, n-a făcut o competiție pentru cunoaștere. O făcea din bucuria lui. Dovada este că avea așa o trăie emoțională când se uita la o formulă. Noi avem o reacție emoțională proastă față de formula de aceea, mamă, ce estetică, ce fascinantă e formula asta. Nu vezi ce frumusețe e în ea? Ei aveau capacitatea să aleagă dintre 4-5 metodologii că matematica e o funcție de transfer care aduce din A în B prin multe căi. Și s-a împământenit în matematică, va fi validă și natura o va accepta cea care e cea mai frumoasă. Deci frumusețea nu e estetică de gang sau estetică făcută în asta modernă, în care frumos este un zgârie nord de 1000 de kilometri nord de torsiunea lumii. Nu. E o armonie, e altceva. Și deci, cu alte cuvinte, există în momentul de față multe nuanțe care, într-un fel sau altul, formează, de fapt, esența întâlnirii la cafenea. Ca să putem să... Deci, foarte, acum trebuie să recunoaștem cu toții, foarte puțină lume a avut șansa să trăiască și după aia să citească, ci majoritatea au citit și după aia au împărtășit. Deci trăirea trebuie să fie primată. De aceea, la școala Nexus pe care încercăm să o facem, primele mișcări sunt de trăirea copilului în experiment direct. După aia spun că e legea lui om. Întâi de să trăiască, să înțeleagă, dar fac eu inteligent spațiu, dacă e vorba de legea lui om, să se întâlnească cu principiile legii lui om. Și la un moment să le descoperi, să zic, uite, Dumnezeu, ce am venit și când ai descoperit, le-ai descoperit pe om. Ești calitatea, legi de om, poți să mai departe. Altfel, ai învățat mecanic și ai băgat în sătreșul de memorie o pagină care se numește legea de om. Și ei o recunoști, mai recunoști. E doar o cunoștință sistematizată, adică o cunoștință, nu e o cunoaștere. Cunoașterea este toma articularea dintre ei, un metalimbaj care înseamnă legătura dintre experiența trăită și formalizarea care o declanșează. Alea două trebuie să meargă împreună.
a prezentat înapoi într-o formă foarte frumoasă, care poate să fie sincronizată, dar tot ceea ce știi vorbind, ar trebui să renunțăm la toate avantajele realizate de mediu. Mulți vorbesc și vorbesc de nevoia de întoarcere și de, cum să spun, de toxicitatea științei și de urțenia științei și uite unde ne-a dus, dar folosesc celularele în continuare de zi în pot, folosesc toate tehnologiile ce știm. Ori o folosim, ori învățăm să demonstrăm că putem să o tunelăm. Eu sunt convins, am experiență tratestezică puternică, de știu că pot să fac și altfel. Dar același timp, mă ajută partea de cercetare experimentală ca să înțeleg de ce tratestezii mi-a dat acele semnale. Și să metalonez, să-mi dau seama că nu oricând pot să decodific. Nu suntem automate ca l-a apăsat în priză. Omul are niște ritmuri care trebuie să le cunoască. Nu în orice moment al zilei mai pot să fac calitatea și precizia anestezică. Și atunci am avut nevoie de o cârjă, care e o cârjă științifică care mă reabilitează. Și acum e o bifurcație majoră în umanitate. Mergem ca un ciborg spre o altă formă de hibridăm cu tehnologia sau tehnologia mă ajută să mă înțeleg pe mine așa de bine că să fac un salt la alt nivel de conștiință. Dar e necesar. Cred că e cazul să ne oprim, că am luat-o cam la deal, dar nu m-aș opri eu. Înainte de a vă mărturisi că, apropo de Einstein, la moartea lui, familia a fost de acord să-i doneze creierul științei și a fost împărțit în vreo 168 de cubulețe care se păstrează și acum în Iowa undeva, și care au constatat că în temporalul stâng are o zonă foarte dezvoltată. Este zona unde se proiectează mâna stângă. A cântat la vioară. Se pare, sunt afirmații cu certitudini, că îmbinarea între vioara din copilărie continuată și la adolescență până la maturitate a însemnat foarte mult pentru el. A creat acel ceva care pe faptul că este una dintre puținele ființe umane care are parietalul cu 15% mai mare decât orice alt om din istoria cunoscută. Și ultima observație, ieri la lansarea cărții Istoria religiilor dacilor, al lui Dan Oltean, a dovedit străpungere mare. Este, nu știu, foarte mulți istorici, dar mi-am închipuit și am sesizat că istoria se scrie din cărți, din istorie și ceva din conținutul realității. Dan a dovedit că a considerat schimbarea tipului de comunicare prin 3D pentru că face istorie mergând în teren, în siturile importante istoriei daciilor, măsurând cu greutatea pe care o purtau în spate, spații de timp, de o zi, cât putea să facă un om, și își măsoară distanțele între comunități, între așezări, experimentând la mintea omului de astăzi și la posibilitățile de a înregistra și măsura acele date din istorie. Cred că trebuie să ne fie clar în minte că pierderea contactului cu realitatea ne duce la construcții aberante care n-au nicio legătură cu ceea ce ar trebui să întâmple. Vă mulțumesc foarte mult, eu am încheiat. Mulțumim mult, mult, mult și sper că, de fapt, deci încolo, cum să spun, Radu a fost de multe ori aici, mă parte din cafenea, dar eu cred că de aici încolo ar trebui să fie aproape la fiecare întâlnire în față și să poată modera și să poată relaționa, pentru că rare ori, după părerea mea, se întâmplă ca deschiderile în domeniul medical să fie dublate de o experiență practică așa de mare, să fie o experiență de umblat prin lume și, în același timp, o experiență de dialog și așa. Deci, încă o dată mulțumesc mult pentru prezență și cred că această cafenea a câștigat mult prin faptul că ai venit în mijlocul nostru. Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și săptămâna viitoare avem un alt invitat interesant, Dan Farkas. Dan Farkas este un om interesant din punct de vedere și va veni cu prezentările ultimilor lui cărți, nu cu problemele de OZN-uri sau de răpiri.
Deci este, asta o facem pe subiectele pentru insulă. Dar, mă rog, puteți pregăti una, două întrebări de la sfârșit. Este unul dintre primii autori de matematică probleme legate de automate cu utilități, deci prin un fel de precursor al agenților inteligenți pe care le folosim azi dezvolt în toată tehnologia de modelare a fenomenelor economice, dar el este unul dintre promotori. Iar acum... Rog. Și este și un forum. Matematician, informatician și prieten. Bun. Deci va veni săptămâna viitoare și următoarea săptămână sperăm să fie domnul Dulcan. Deci să fie așa o cascadă, o cavalcadă de lucruri frumoase deosebite, cam cu o săptămână de calaj și există înregistrarea pe YouTube, canalul CSC România, în care găsiți toate înregistrările de-a lungul timpului cu personajele pe care le-am avut plăcerea să le avem în mijlocul nostru. Bună seara și pe curând!